Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Viitorul industriei auto e deja aici și vă spun, este foarte nasol. În Statele Unite, de pildă, noile modele electrice Mercedes sunt vândute cu un abonament anual, opțional, pentru creșterea puterii motorului. Adică, dacă vrei ca Mercedesul electric... Deci îți dau o cutie. Da, îți dau mașina și ea merge. Și dacă vrei mai tare... Merge plătești. La vale, în principiu. Când ți-o dau, ea merge la vale. La deal... Da. E putere suficientă oricum, încă de la început. Dar dacă vrei... Adică, să mă explic. Dacă vrei ca Mercedesul electric pe care l-ai luat să accelereze mai repede decât este standardul, să aibă cuplu mai mare și putere mai mare, plătești $1,200 pe an, fără taxe. $100 pe lună, care e îmbunătățirea 0,8 secunde, o secundă. Mai puțin pentru accelerația de la 0% de kilometri. Wow! Da. Fentă. Pentru banii ăștia poți să-ți crești puterea motorului. Sunt două praguri, de la 288 de cai putere la 349 sau de la 355 la 443 de cai pentru $100 pe lună. Iar accelerațiile... Mă rog, în medie sunt mai multe praguri, nu o să le spun pe toate, cam de la 6 la 5 secunde, cam așa. Sau mai puțin, mă rog, pentru 0%. Și e scandal, evident. Pentru că oamenii sunt nemulțumiți și vă reamintesc că în urmă cu câteva luni, BMW, tot în Statele Unite, a fost într-o controversă asemănătoare când a scos la vânzare abonamente pentru scaunele încălzite ale unora dintre modele. $18 pe lună. La BMW eu cred că abonamentul cel mai scump este pentru activarea semnalizatoarelor. Da. Că de aia nu-l are nimeni. Nu-l are nimeni. Ia nimeni. Da, dar vezi tu că e o diferență aici. Adică la BMW îți dau o opțiune pe care, la care te aștepți cumva, știi? Adică dacă vrei o îmbunătățire a confortului. Uh-huh. Pe când dincolo e vorba de performanțele mașinii. Da. Până la urmă. Da. Problema este că toate aceste opționale care sunt oferite prin abonament, ele sunt deja în mașină. Adică constructiv, e ca și cum cumperi ceva când iei mașina și spui, bun, și aș vrea scaune de piele. Da. Știi? Și noi facem cu scaune de stofă, dar pentru piele plătești suplimentar și îți dăm asta, să zicem, pe abonament. Nu, mașina vine cu capacitatea asta, cu puterea asta. Ei o reglează dintr-un soft, adică practic au un buton pe care fac un switch, înțelegi? Da. La fel încălzirea, abonamentul. Scaunele au încălzire, dar ca să poți să folosești încălzirea respectivă, trebuie să plătești. Ceea ce este, mi se pare, culmea meschinăriei. Nu-ți dau ceva în plus. Da, pe partea de motoare e valabilă și la motoarele termice, că și ăștia cu motoare termice știu că se duc să le cipeze, da. Nu știu ce șmecherie le face și îi crește puterea. Cel mai popular motor la Volkswagen, de exemplu, e un motor de 2 litri, MV888, nu știu cât îi spune, ceva. Este pe toate, și pe Skoda, și pe Seat, și pe toate, e de 2 litri și poți să-l faci între 120 și 300 și ceva de cai. E, vezi aceeași discuție. Da, dar când îl cumperi, îl cumperi ca atare. Adică îl plătești și l-ai tu, e al tău, nu îți dă pe abonament. Și dacă nu plătești abonamentul, după un an, ce se întâmplă? Îți taie puterea? Deci eu mă aștept ca în curând să plătești abonament ca să-ți dea voie să mergi cu mașina. Ai cumpărat mașina, e ok. Plătești abonament, funcționează cheia. Nu mai plătești, nu mai merge cheia. Dacă nu mai plătești abonamentul, îți cresc pedale. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.